Românii preferă să țină banii în conturi curente și pe card din comoditate, pentru acest sentiment de siguranță pe care îl dau faptul că îi văd tot timpul în contul lor, chiar dacă sacrifică potențiale câștiguri. La foarte mulți intervine teama de risc. Puiturile de stat, dobânzile sunt similare celor oferite de unele bănci, dar diferența e că, în cazul lor, câștigul din dobândă e scutit de impozit. De pildă, la cea mai recentă vânzare de titluri de stat de luna aceasta, cine a investit 5.000 de lei va avea un câștig net maxim de 342 de lei după un an. La bancă, puși într-un depozit la termen, acești bani ar aduce un profit net de 315 lei. Alte